posesoare. Vorbești cu oameni. Și cu mine. Ia. Nu. De ce le atacai pe fete? Ești vinovat? Câte fete ai atacat? Ai mai făcut parte de genul ăsta? S-au prezentat organele competente la conducerea școlii și au solicitat să stea de vorbă cu elevul care a împlinit 18 ani și putea să stea de vorbă cu dumnealor în absența părinților, după care ni s-a adus la cunoștință că va fi reținut pentru o perioadă în vederea realizării cercetărilor în speța respectivă. Elevul în cauză este un copil cu un comportament normal la clasă, atât în ceea ce privește situația la învățătură, dar și frecventarea mediului școlar. Nu a manifestat niciodată față de colegi și în special față de colege comportamente neacceptate în mediul școlar, dar și în societate. Întotdeauna, din partea elevului, a existat cel puțin un părinte care a ținut legătura cu școala, cu profesorul diriginte. Pe parcursul anului școlar, elevul a participat în cadrul unui proiect numit Temperamentul școlarilor, împreună cu clasa sa, la o evaluare psihologică realizată cu colaboratorii noștri de la SNSPA. În urma primirii rezultatelor acestei evaluări psihologice, nu au apărut rezultate care să ridice semne de întrebare cu privire la comportamentul acestuia sau anumite probleme pe care elevul și părinții săi să nu le fi adus la cunoștința conducerii școlii. Elevul în cauză este acum cercetat pentru agresiune sexuală. Vă surprinde treaba asta? Este surprinzătoare atitudinea elevului în afara mediului școlar. Noi am considerat întotdeauna că nu poate crea astfel de probleme. Și în contextul faptului că și-a manifestat în anul școlar trecut nevoia de a sta de vorbă cu un psiholog. Noi din anul școlar trecut avem un psiholog școlar al școlii care a trecut pe la toate clasele și elevii care au solicitat o astfel de consiliere psihologică au fost programați și poftiți la astfel de activități, cât și la consilierea de grup, unde nu s-a făcut remarcat cu absolut nicio întrebare sau propunere sau problemă ridicată pe această temă. E cazul fericit când a avut o armă, da, albă, să lovească, să facă ceva, să încât victima să o facă, să o anihileze, să o aducă la tăcere într-o formă mult mai agresivă, da? Pentru că știm și noi, istoria a aprobat de atâtea cazuri unde dezaxați, ca să nu spun altfel, da? Au încercat să-și domine, să stăpânească victima în dorința de a-și satisface, da, plăcerile, dar plăceri în ghilimele, pentru că un om normal nu poate să
accede la asemenea comportament, da?